Bun, și suntem. Salut, salut Paul, din nou bine am Salut, revenit. salut, salut! Noi vorbim deja de vreo 10 minute, dar ca de obicei trebuia să fim siguri că începe înregistrarea, că e o mare problemă cu înregistrarea la Skype. Uneori pornește, alteori nu pornește, dar mă rog, e o tehnologie mai bună. Mie îmi place mai mult Skype-ul decât Zoom-ul pentru simplu motiv că știu exact unde se duc datele. Adică la Zoom nimeni n-a aflat în continuu, până în momentul de față, unde se duc datele personale și se pare că va fi un scandal foarte mare pe viitor. Dar aici măcar știm. Și bine, nu că ne-ar interesa pe noi foarte tare ce se întâmplă cu datele noastre personale, dar măcar să știm. Și dacă e trădare, măcar să știm și noi. Nu știu cum te simți tu în perioada asta, cât de trădat te simți de ce s-a întâmplat în ultima perioadă, că noi toți cei care avem legătură cu sporturile de luptă ne cam simțim trădați. Că nu prea a fost bine pentru noi și văd că în continuare suntem puși la zid. Eu mi-amintesc de perioada dinainte de 89 în care dacă voiai să practici un stil de arte marțiale, indiferent care ar fi fost acela, erai automat considerat ca fiind un element nu neapărat prieten al Huligane. statului. Da. Cum ești? Cum a fost perioada asta? A fost o perioadă de încercare, dar nouă ne plac provocările. Și noi am trecut cu brio, ca și organizație. Asta se... Față de Scuze, scuze. restul firmelor, am trecut cu brio prin perioada asta. Dar am pus clientul pe primul loc, am pus sportivul pe primul loc și asta s-a reîntors spre noi, ca Aha. mulțumire. Și cum a mers? Cam ce s-a vândut cel mai bine pentru voi în perioada asta? Hai să o luăm un pic să discutăm și despre asta, că e foarte curios. Sunt foarte curios ce s-a vândut cel mai bine. Bine, Dacă hai să... știi, spune-mi. Eu am sărit peste un lucru pentru cei care nu te cunosc neapărat. Paul este creatorul Knockout. Probabil momentul de față cea mai mare firmă de echipamente de sporturi de luptă din România. Este un produs românesc, așa cum vedeți pe tricoul său, este cu tricolor. Întotdeauna avem tricolor la Knockout. Este dedicată compania aceasta sporturilor de luptă și nu numai, pentru că este dedicată sporturilor în general și așa cum s-a întâmplat cu toate companiile în această perioadă, n-a fost o perioadă foarte bună și nu în ultimul rând am lăsat la urmă acest lucru. Este și prietenul meu, ceea ce cred că pentru mine este cel mai important. Compania este importantă, dar faptul că suntem prieteni, cred că pentru mine personal este mult mai important. Acum am făcut prezentarea, hai să trecem, să revenim. Bun, ce s-a vândut totuși? Da, vreau să te salut și pe tine și pe urmăritorii de pe YouTube, de pe canalul tău de YouTube și vreau să spun că prietenia noastră este cu adevărat prietenie bazată pe încredere și îmi face plăcere tot timpul să discut cu tine și îți mulțumesc pe calea asta că m-a invitat la acest talk show. Cu mare drag. Și oricum, o să facem în continuare review-uri de echipamente. În ultima perioadă nu prea am mai făcut. Aici este în totalitate vina mea, deci nu este vina lui Paul, este vina mea că nu am mai avut atât de multe review-uri în ultima perioadă. A fost o perioadă foarte ciudată pentru mine, dar mă rog, asta e altă discuție, nu discutăm despre mine. Spune-mi totuși, cum a fost? Hai să ne întoarcem, că este probabil întrebarea de pe buzele tuturor. Ce facem cu sporturile? Ce am făcut? Ce au făcut oamenii în perioada asta? Fiindcă din vânzări tu îți dai seama destul de bine cam ce au putut să facă oamenii și cum au putut să se antreneze. Da, pot să spun din perspectiva asta ca și business și ca și practicant de sporturi de contact. Și având tot timpul contact cu clienții noștri care sunt practicanți, fie sportivi, amatori, fie de performanță, fie că au început acum să facă o mișcare printr-un sport de contact. Și perioada asta a fost una care încă o dată mi-a dovedit că românul este luptător, în purul sens al cuvântului. Și de când ne știm noi, am fost luptători, toată lumea încerca să ne cotropească ca și țară și tot timpul am avut de luptat cu cineva. Și acum s-a văzut aceeași
mentalitate de luptător. Ca și echipamente, produsul numărul unu a fost sacul de box. Ceea ce înseamnă că românul, pe perioada de pandemie, a fost constrâns la domiciliu. Cu toate astea, a continuat să se antreneze și a căutat modalități noi de antrenament. Și ce poate să fie mai bun decât un sac de box în care poți să-ți descarci furia, energia, poți să arzi caloriile, poți Și să poți. rămâi într-un tonus mult mai bine, mult mai bun. Asta mi se pare amuzant, având în vedere că la noi e complicat cu armele. La americani, în perioada asta, s-au vândut extrem de multe arme. Am zis că s-au vândut vreo 15 milioane de arme în ultima perioadă. La noi se vând saci de box. Deci, ei încearcă să se apere cum pot ei cu arme. Ai noștri sunt obligați, noi suntem obligați să învățăm să ne apărăm într-un mod mult mai simplu, și anume, hai să învățăm să reușim să dăm și noi măcar o directă, un croșeu, o lovitură de genunchi, ceva să existe acolo. Și cred că oamenii sunt un pic speriați de ce se întâmplă în momentul de față și cred că o să gândească mult mai mult și la sănătate, că sportul până la urmă este sănătate, și la o posibilitate de autoapărare, fiindcă nu știm chiar nu știm ce se va întâmpla. Și să întrebe cineva ce o să se întâmple în 2-3 luni, dacă îți spune că știe, înseamnă că te minte, fiindcă nu ai cum să intuiești ce se întâmplă. Voi bănuiesc că ați făcut, că în funcție de vânzările din ultimele luni, v-ați făcut o viziune asupra a ce s-ar putea întâmpla pe viitor, dar sunt convins că sunteți pregătiți pentru ce urmează. Cum vezi tu totuși treaba asta cu faptul că sporturile de luptă au rămas ultimele sporturi care au voie să se întoarcă? Adică ce diferență este? Din punctul meu de vedere, nu este nicio diferență între un meci de fotbal, din punct de vedere al distanțării este, în care sportivul trebuie să se ducă după celălalt sportiv și să ia mingea, și un meci de kickboxing în care sportivii se lovesc, dar se lovesc exact de la aceeași distanță, pentru că practic nu este vorba de duritatea sportului, ci este vorba de apropierea dintre persoane. Ești foarte aproape, poți să te îmbolnăvești, ești mai departe, nu te mai lovești. Cum vezi tu povestea asta? Nu vreau să intru într-o discuție de politică, Nu legi politic, nu și politic. alte Cum vezi cele, tu? dar îți spun părerea mea. Și eu tot timpul sunt pozitiv. Ți-am spus că mi-a confirmat faptul că românul este luptător și întotdeauna, în perioade grele, dificile, românul se întoarce la arme, se întoarce în bunul sens al cuvântului de a fi luptător. De a-și învinge ceva ce nu poate controla. Adică noi am fost scoși în afara zonei de confort cu pandemia asta. Și aici nu vreau să dau alibi statului sau celor care au scos niște legi, dar pentru România, pentru Europa, pentru toată lumea a fost ceva nou. Pandemia asta a fost o chestie nouă, o ieșire din context. Și românul, mai ales că nu a fost pregătit pentru așa ceva. Și constrângerea asta la domiciliu, cum ar veni o îngrădire a libertății, dar tot pentru buna siguranță și sănătate a lui, românul a devenit. A căutat modalități de a scoate nervii, de a scoate dracii din el, de a consuma energie, de a se descărca pe cineva, dacă nu poate pe guvernanți, foarte bine poate să facă pe un sac de box. Și asta s-a și întâmplat. Deci tu, din punctul ăsta de vedere, ar trebui să fii susținut de guvern, pentru că ai apărat practic guvernul. Tu ai vândut sacii de box, în loc să fie scandal pe stradă, a fost scandal în fiecare casă împotriva unui sac de box care pentru asta este conceput. Nu, ar trebui să primești niște subvenții, cum ar trebui să primească toate firmele românești. Bine, din păcate e ușor utopic ce spun eu în momentul de față, deși așa ar fi normal. Legat de Da. subvenții, noi niciodată nu ne-am bazat pe Știu, niște eu de fii. asta Eu și glumeam. ca, da, știu, ca și companie nu ne bazăm pe subvenții, nu vrem ajutor de la stat, suntem sănătoși, suntem puternici, suntem voinici și din ziua 1 în care s-a dat starea asta din 15 sau 17 martie, parcă,
Cam S-a așa, da. declarat starea. Am pur și simplu am pivotat, am schimbat strategia, sălile au fost închise, adică cumpărătorii noștri care veneau de la săli, antrenori, săli propriu-zise, firme, au fost închise și am pivotat pe partea asta de B2C, adică buyer to consumer, direct către clientul final și asta a fost și reacția. Clienții au început să caute pe internet după saci de box, mănuși de box, coardă, kettlebell. Deci se vedea din. Erau maxim 5-10 produse care erau la mare căutare și care se foloseau în antrenamentul in-house, acasă, în home training, i-am spus noi. Asta era și campania noastră, home training. Acum, de curiozitate, mi-ai spus că s-au căutat mânuși. S-au căutat și mânuși de personalizate și au făcut și mânuși personalizate. Hai să arăt mânușa mea personalizată. Bine, este și cealaltă, dar nu pot să le arăt pe amândouă în același timp, că n-am patru mâini. Deci, acestea sunt mânușile personalizate pe care le puteți achiziționa de la Knockout. Aceasta este făcută special pentru mine cu numele meu. Sunt niște mânuși foarte, foarte simpatice și foarte bune. Întrebarea mea este, bine, n-am apucat încă să le folosesc așa cum trebuie. Am folosit același tip de mânușă și am făcut și un review pe tema asta, varianta pentru Coloseum, pentru că, sincer, mânușile personalizate cu numele meu mi-este foarte milă să le folosesc, pentru că sunt foarte, arată foarte bine și nu-mi vine să le stric în condițiile în care am și alte mânuși. Probabil că tu o să te superi pe mine, dar o să înțelegi de ce. S-au cumpărat mânuși personalizate? Aceeași problemă, ca și paranteză, o avem cu mulți clienți de noștri care comandă mânuși personalizate. Pur și simplu se atașează foarte mult și nu vor să le folosească. Aici am o mică aventură cu un prieten care și-a sărbătorit, de fapt a fost ziua nunții în care i-am făcut cadou o pereche de mânuși personalizate. Și pur și simplu s-a atașat așa de tare încât a avut un întreg scandal cu soția ca să le folosească sau nu. Și pur și simplu le-a pus pe perete ca și amintire. Și eu tot așteptam să vină cu ele să ne antrenăm împreună. Și a spus că e interzis să le folosească, sunt amintire, e devine ceva personal. Da, și sunt foarte frumoase mânușile. Adică eu am încercat să folosesc mânușile personalizate mai mult la sparring, fiindcă la sparring le strici mult mai puțin. În ultima perioadă, ce e drept, nu prea am mai avut cum și unde să fac prea mult sparring. Am fost și trădat de foarte mulți dintre colegii mei de antrenament. Bine, eu am fost trădat de colegii mei de antrenament de-a lungul timpului foarte mulți, dar asta e altă discuție. Toți am trecut prin asta și glumesc acum când spun trădat, dar mânușile sunt foarte, foarte frumoase și calitatea mânușii în sine este deosebită. Ți-am spus, eu le am pe cele de la Coloseum, care sunt exact aceeași mânușe și pe care le stric cu foarte mare plăcere, pentru că asta a fost și ideea. Deci, eu am mânuși de la Coloseum, am mânușile albastre, tot așa cu șiret, durează mult până îmi leg șireturile și cu care cred că am dat vreo, nu știu cât să zic, 45 de minute cel puțin pe zi la sac, adică și-au rezistat bine și le-am filmat cu ele prima oară prin septembrie. Deci din septembrie până prin februarie, cam fiecare zi 40 de minute la sac, n-au nici cea mai mică problemă mânușile. Singura problemă e că trebuie să leg șiretul. Dar mă rog, asta e altă discuție. Da, ele sunt niște mănuși premium, ca și calitate, ca și design, ca și materiale care sunt înăuntru mănușii, spuma mă refer, padding-ul. Sunt niște mănuși premium. Ce nu vrem noi, cei de la Knockout, ce nu vrem să se întâmple cu mănușile personalizate este să ajungă obiect de decor sau de panoplie. Noi vrem ca mănușile astea să fie folosite la maxim. Într-adevăr, ele sunt personalizate, devin ceva foarte, foarte personal, un obiect foarte personal, care nu vrei cumva să se întâmple ceva cu ele, să se zgârie, să se folosească, să erodeze. Noi nu vrem asta să se întâmple. Noi vrem ca mânușile alea să fie puse la treabă, să se lucreze cu ele, încât să fie un double win.
Adică ai niște mănuși personalizate și îți faci și treaba cu ele, adică te antrenezi. Pentru alea sunt menite, adică pentru antrenament. Bine, ați putea să faceți o chestie, că acum m-am gândit, în afară de mânușa propriu-zisă care trebuie și poate fi folosită la antrenament, ați putea să faceți și o mini machetă care să nu mai aibă spumă înăuntru, știi, să fie doar pielea pe exterior și să fie trecut numele și acelea să poți să ți le pui pe perete, iar mânușa personalizată propriu-zisă să o folosește. Și ar putea oamenii să aibă în felul ăsta două variante. Astea sunt pentru perete, astea sunt pentru folosit la antrenament, mă gândeam acum. Nu știu dacă e depus în practică, dar poate că ar fi o idee. Foarte bună idee. Tot timpul ideile tale au fost primite cu căldură la noi și deja mă gândesc la un set. Că asta e o problemă la noi. Deci, ți-am spus ce vrem noi să facem cu mănușile astea. De fapt, nu cred că am detaliat. Mănușile personalizate e un trend pe care noi marșăm foarte mult, care cred că o să ia avânt în România și în toată lumea. Echipamentul, pur și simplu, echipamentul personalizat, să fie unic, să poți să participi și tu la construirea lui, să fie designul tău, numele tău pe ele, în felul ăsta te asimilezi cu echipamentul și o să dai mult mai mult la antrenament. Te simți altfel când ai mănuși cu numele tău pe ele. Simți ceva că e unic, ești diferit față de restul luptătorilor. Iar ce nu vrem să se întâmple cu mănușile este să ajungă pe bibliotecă ca și decor. Aia nu vrem să se întâmple și se întâmplă și ideea ta e foarte bună. Cred că asta o să rezolve puțin problema noastră, ca mănușile propriu-zise să fie puse la treabă, iar celelalte, cele de autograf se numește, mănuși, în America se practică asta. Niște mănuși doar așa de colecție, care nu sunt pentru antrenament, doar pentru obiect de decor. Și când comanzi o pereche de mănuși personalizate, să-ți livrăm și o pereche de mănuși, alea chiar care poți să le pui pe birou sau undeva să-ți amintească că sunt ale tale personale. Da, pentru că, uite, nu m-am gândit că doar eu sunt ciudat și nu vreau să-mi stric mânușile, dar ce să vezi, toată lumea are aceeași. Bine, știi, eu mă gândeam că eu... Asta e problema care o văd mai tot timpul la mănușile personalizate. Nu sunt puse la treabă. Știi, eu acum, având foarte mult echipament de la voi și foarte bun, echipament foarte bun de la voi, eu încerc să-mi rulez mânușile. Adică, în momentul de față, eu mi-am făcut mânușile, mi le-am așezat pe categorii. Trebuie să am mânușe pentru sac, trebuie să am mânușe pentru viteză, trebuie să am mânuși mai grele pe care să le folosesc pentru sparring sau pentru alte lucruri de acest tip. Am mânuși pentru box, am mânuși pentru kickboxing și așa mai departe, în funcție de tipul de antrenament. Cred că, din punctul meu de vedere, este cel mai bun lucru pe care poate să-l facă cineva. Dacă vă permiteți să vă cumpărați echipament pentru fiecare tip de antrenament în parte, este ideal, pentru că pe de o parte îți protejezi echipamentul că nu-l strici atât de repede, pe de altă parte fiecare echipament este cu specificul lui și trebuie să se muleze pe lucrurile astea. Și de asta mânușile cu autograf, am zis că le las ultimele cu autograf, cu numele, am zis că le las ultimele că sunt cele care trebuie protejate cel mai bine. Dar acum mă gândesc că și foarte mulți oameni probabil că au o pereche sau două perechi de mânuși, mai ales cei care nu sunt sportivi profesioniști, că sportivi profesioniști probabil că au mult mai multe mânuși decât mine și au nevoie mult mai mult, că ei fac două antrenamente pe zi. Eu în ultima vreme, dacă reușesc să fac un antrenament pe zi, oricare ar fi acela, că este foarte bine de sparring și de alte lucruri de genul acesta, n-a fost cazul în perioada asta, dar e minune dacă reușesc să fac un antrenament. Înainte făceam unul și jumătate, ca să spun așa, deși poate că e ciudat nefiind sportiv profesionist. Dar cred că este o idee asta și poate că ar trebui să ne apucăm să le explicăm sportivilor. Uite, poate facem, apropo de idei, poate ne apucăm să vorbim cu sportivii cum își organizează ei echipamentul pentru antrenament. Probabil că fiecare are altă idee și din ideile sportivilor cu siguranță poți să învețe cei care se apucă. Mai ales pentru copii, cred că ar fi bună să vadă, de exemplu, cum își face, spre exemplu, Alex Filip echipamentul. Cum își gândește el? Că Alex e foarte organizat. El e foarte, știe exact cum și ce vrea să facă. Cum își face, spre exemplu, Cătălin Smărândescu sau alt sportiv. Și Cătălin, vai, la Cătălin este, eu știu pe Cătălin de mai mult de
20 de ani, cred. Eu n-am văzut pe nimeni care să fie atât de organizat cu echipamentul cum este Cătălin. Cătălin, cred că are nevoie de 3 tricouri pe antrenament, mănuși diferite. Bine, încălțămintea nu era neapărat. Ba da, și încălțămintea, fiindcă el făcea o încălzire, o făcea, de exemplu, cu ghetă de luptă, după care, dacă avea antrenament de kickboxing, lucra desculți. Deci avea cel puțin două feluri de a lucra. Și cred că ar fi interesant pentru copii să vadă lucrurile astea de la sportiv. Trebuie să ne gândim. Scuze, am vorbit eu mai mult decât tine din nou. Da, pe lângă noi la Knockout, pe lângă că echipăm luptătorii români și în viitor și internaționali, vrem să și educăm. Pentru că avem nevoie de educație, cum zicea și ministrul, nu mai știu care, avem nevoie de educație. Și în sport avem nevoie de educație. Și în materie de echipament sportiv avem nevoie de educație. Și în materie de mănuși de box avem nevoie de educație. Adică nu există o pereche de mănuși universală de box cu care poți să mergi și la sparring, și la, să dai la sac, și la palmare, și să mergi și la competiții. Se practică la noi pentru că, unu, nu avem educație, nu ne-a spus nimeni niciodată cum se face ca lumea, profesionist, și în al doilea rând, și nivelul de trai, care e un factor important la noi. Știu încă persoane care dau la sac, lovesc sacul cu pumnii goi sau doar cu bandaje și după o sesiune au numai lujulituri și accidentări la pumn din cauza asta. Deci avem nevoie de educație, noi încercăm să facem asta alături de sportivii noștri cu care lucrăm de mult timp, cu colaboratorii noștri, cu partenerii noștri, cu tine, care faci parte din echipa Knockout de mult timp și pui umărul la educația asta în sporturile de contact. Și vrem să-ți mulțumim pe partea asta, eu personal și întreaga echipă Knockout. Tot timpul când vede un video sau un clip făcut de tine, tot timpul e o stare de mulțumire. Așa se face. Și eu vă Am vrea. mulțumesc tare mult. Eu vă mulțumesc foarte mult, iar pentru mine este senzațională compania ta, pentru simplu motiv că mă face din nou să mă simt ca un copil și să am exact lucrurile pe care mi le-am dorit când eram mic și când mă apucam de sport și pe care nu le-am avut dintr-un motiv foarte simplu. Nu existau, nimeni nu făcea asemenea lucruri și mă bucur să răspândesc mai departe bucuria asta de a avea ceva nou, știi? De a le arăta oamenilor, uite, există și lucrul ăsta pe care poți să-l folosești așa. Și eu mi l-am dorit când eram mic, nu l-am avut. Tu ești acum mic, te apuci de sport. Ar fi bine să știi ce alegi, să știi cum alegi, să știi la ce-ți folosești și să vezi că sunt lucruri frumoase pe care le poți folosi. Știm cu toți am trecut prin etapa aceea cu mânușa pe care, în momentul în care o scoteai din sac, trebuia să pleci tu din casă, pentru că nu existau variantele. Apropo, uite, apropo de igienă, în momentul de față, spunem că absolut toate mânușile voastre sunt tratate antibacterian, de asta nu există tot mirosul pe care l-aveam înainte. Crezi că o să apară, apropo de asta, crezi că o să apară și varianta de protecție împotriva virusurilor pe curând? Crezi că ai aflat ceva din piață, se inventează, se lucrează la ceva de genul ăsta pentru protecția Absolut. interiorul mânușii? Absolut. Noi chiar avem un proiect de lungă durată pe tema asta și da, trebuie să lucrăm și la igiena luptătorului sau practicantului care folosește mănușile sau echipamentul de la noi. Da, la noi toate mănușile de box, interiorul, căptușeala aceea este tratată antimicrobian. Pe lângă asta, lucrăm și investim mult în a scoate o mănușă care să fie fără mirosuri neplăcute. Și de aici vreau să povestesc 2 minute cum a început Knockout Store. Tot a Chiar te rog. început chiar din nevoia asta. Practicând sportul de când mă știu, sportul de contact, prin 2008,
am văzut nevoia asta în sală, în care eu și partenerul meu de antrenament dădeam la sac cu o singură pereche de mănuși. Și totul se derula în felul următor. Luam eu mănușile pe mâini, dădeam la sac o repriză, după care le dădeam jos, le lua partenerul meu, eu țineam sacul, el dădea cu mănușile. Și nu vrei să știi sau să miroși Știu cum era. felul. Îți aduce aminte de acel miros? Acel miros. Acel miros m-a făcut să văd nevoia în piață, să văd nevoia luptătorilor și partenerilor, colegilor mei de sală, și de acolo a început totul. Knockout, care este Knockout Store. Foarte interesant și trebuia cineva să se hotărască să facă și lucrul ăsta. Mie ce mi-a plăcut întotdeauna la voi este faptul, de fapt la tine în primul rând, pentru că eu cu tine am discutat cel mai mult, este faptul că întotdeauna există variante noi, întotdeauna hai să inventăm ceva, hai să vedem de ce e nevoie. E nevoie de cutare, cum rezolvăm problema respectivă. Iar aici este încă o întrebare serioasă și aici e o întrebare economică, fiindcă știu că în ultima perioadă lucrai cu China, știu că în ultima perioadă au început să apară probleme, probabil că vor fi probleme între Uniunea Europeană și China legat de importuri. Aici nu este mult, mult peste puterea noastră de a decide. Cumva te gândești să-ți muți producția în România? Te gândești la o fabrică românească adică românească este, dar te gândești la o fabrică în România cu angajați români care să lucreze? Da, după cum vezi, sunt foarte naționalist. Îmi place România, îmi place unde locuiesc. Nu aș pleca de aici. Și țin să te anunț că pandemia asta a dezvoltat primul produs românesc 100% fabricat în Timișoara, aici la noi, Și poți să mi-l arăți? de către noi. Nu e gata? Ar trebui, aș putea să ți-l arăt, dar nu ar intra în cadru. Este vorba de sacul de box. Am înțeles. Ha. Sacul de box, mă bucur să te anunț că mai nou îi producem aici în România cu materiale din România. Manopera, oamenii care produc sacii sunt de aici, din România. Deci, ajutăm statul pe mai multe căi și suntem foarte mândri de produsul nostru 100% românesc. Asta mi se pare absolut extraordinar. Eu așteptam de mult momentul ăsta. Din păcate, evident, era mult mai ușor să se lucreze în exterior, dar cred că trebuie să facem ceva din direcția asta, pentru că, pe de o parte, taxele rămân în țară, pe de altă parte, salariile sunt în țară, pe de altă parte, este și bucuria că le-am făcut noi, adică noi în Da. calitate de români. Și există un sac anume sau toți sacii se vor face? Sunt mai multe tipuri de saci, dar cel cu care ne mândrim este sacul de box din piele naturală, 100% naturală, de o calitate excelentă. Sacul de box, și de aici se transformă într-un nou proiect de al nostru, sac de box personalizat. La nevoia clientului putem pune nume, logo, poză, orice pe el. Uite, apropo de personalizare, și acum o să am și eu câteva întrebări, dar probabil că vor fi întrebări pe care le vor pune foarte mulți potențial clienți. Spre exemplu, dacă eu vreau să lucrez acasă, iar camerele mele fiind camere de apartament, sunt pline cu foarte multe lucruri, că așa au toți oamenii, nu sunt foarte mari, nu sunt foarte înalte. Cum pot eu, în calitate de doritor de a achiziționa un sac, cum pot să iau un sac de la voi și cum pot să-mi aleg cea mai bună variantă de sac? Trebuie să măsor spațiul pe care îl am liber, să mă gândesc cât se va balansa spațiul respectiv pentru a avea dimensiunile. Cum pot să știu că sistemul vostru de prindere este cel de care am nevoie și nu este vorba despre alt sistem? Veți face un astfel de, știu, pot să dau un telefon la voi și să întreb, uite, am cutare, 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 ce mă sfătuiți? Sigur că da. Fie că ești sportiv de performanță, ai experiență în domeniul ăsta, fie că ai zero experiență și pur și simplu ai văzut pe YouTube un video în care se dă la sac și vrei și tu,
Doar ce trebuie să faci este să suni la noi. Echipa noastră e formată din sportivi de performanță, foști sportivi de performanță, unii care încă activează, antrenori de sportul de contact, deci suntem în branșă toată echipa. Și un simplu telefon la noi te poate direcționa spre a-ți alege produsul potrivit nevoilor tale. Că stai la bloc, că stai la casă, că vrei să-l pui afară, noi tot timpul o să-ți oferim soluția excelentă ca tu să-ți cumperi un produs și să te și folosești din plin de el. Da, că asta este un lucru foarte, foarte, foarte important și foarte multă lume mă întreabă. Spre exemplu, chiar și în perioada asta, vreau să-mi cumpăr un sac de box. Ce sac de box îmi trebuie? Bun, teoretic ar trebui 4-5 tipuri de saci de box dacă ai vrea să te antrenezi cum trebuie. Dar întrebarea mea este ce vrei să faci cu sacul de box? Ai Exact, nevoie de întrebările un sac? sunt răspunsuri. Da, Și și de asta vă întrebam consultanță. dacă dați consiliere oamenilor. Da. Avem consultanță, noi zicem consultanță knockout. Se practică asta, consultanță gratuită. Consultanța knockout înseamnă că chiar te îndrumăm să-ți alegi un produs potrivit ție. Nu numai să vindem produsul, dar vrem să ajungă la tine în cel mai scurt timp încât tu să te poți antrena, să-ți depășești limitele. Și Am aici am înțeles. întors la un motto după care eu activez în fiecare zi și anume, fă-ți knockout limitele în fiecare zi. Așa să fie. Așa să fie. Cam asta ar fi ideea. Bine, eu nu știu, eu am văzut foarte mult la sportivi această atitudine. Nu contează ce se întâmplă, eu trebuie să depășesc situația respectivă. Sau am o situație neplăcută în viață. Bun, asta e situația, ce am de făcut? Am de făcut cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Mâine o depășim. Eu sper ca lucrul ăsta să devină mult mai practicat la oamenii care nu fac neapărat sport, pentru că eu cred că este cel mai important lucru pe care poți să-l iei din sport, atitudinea și sănătatea. Practic, bine, la sport de performanță cu sănătatea mai e de discutat, dar asta este altă problemă. Bun, la ce te aștepți în continuare, în lunile care urmează? Am zis noi că e imposibil de stabilit ce urmează, dar trebuie să ai niște așteptări. Cam ce crezi că se va întâmpla în plan sportiv și cu tine, cu voi, cu compania? Ok, în primul rând încep cu clienții noștri, cu sportivii și cred că o să fie o perioadă a surprizelor. Asta mă uit nu în perioada apropiată, ci în perioada îndelungată, îndepărtată, în care o să înceapă competițiile. Și am spus-o asta și pe Facebook, cred că e multe surprize. În domeniul nostru, în sporturile de contact și în competiții, mă refer. În competiții. O să fie multe surprize și am mai spus eu, cei ce se vor antrena astăzi și mâine vor fi campionii de poimâine. Cei care s-au antrenat în perioada pandemiei o să fie campionii de după. Și o să fie niște răsturnări de ranking, de clasament. Da, așa. Adică poate un underdog o să bată pe un sportiv mult mai titrat. Păi uite că s-a întâmplat deja un lucru asemănător în UFC, în meciul dintre Gaethje și Henderson. Toată lumea aștepta, Ferguson, Da. toată lumea aștepta ca Ferguson să câștige Să câștige. meciul și din contră, Gaethje a arătat foarte bine și după aceea când l-am ascultat pe Gaethje și pe Trevor Whitman, apropo, Trevor Whitman este concurența ta din Statele Unite, face niște lucruri foarte interesante. Când i-am ascultat vorbind despre ce au făcut la antrenament, mă gândeam, da, este logic de ce au câștigat, pentru că ei au folosit perioada asta să-l reconstruiască pe Justin și să-l transforme într-un alt om. Mi s-a părut foarte A interesant lucrul fost ăsta. ca la carte. Deci a luptat după un plan, se vede că au avut un plan în spate și au avut o bună pregătire. Și aici tot respectul pentru echipa Gaethje. Da. Te-ai uitat la ce face Trevor Whitman, mânuși și palmare și alte lucruri de genul ăsta?
Nu l-am urmărit în ultimul timp, dar știu că e tot în domeniul meu, în domeniul nostru. Le face singur în subsolul casei. Și-a cumpărat mașină de cusut, Foarte tare. și-a cumpărat foarte multe sisteme de foarte multe tipuri de spumă și le face singur. Când nu se duce la antrenament, se duce și se apucă să le coase singur. Și ce am văzut de la el și am căutat și eu pe internet, folosește pentru protecție spumă care era folosită în motociclism, inclusiv spumă din aceea care se întărește în momentul impactului și își revine după momentul impactului și încă niște lucruri de genul ăsta. Și când m-am uitat, chiar ziceam atunci, trebuie să-i spun neapărat lui Paul ce am văzut, că mi se pare interesantă ideea. Adică există, da, mă rog, Din fericire și eu am fost motociclist știu, păi de asta ți-am și zis. și imediat mi-a venit, am făcut conexiunea între echipamentele de protecție sau spuma care se folosește în combinezoanele acelea de motociclism și mănușile de box. Și imediat am făcut o legătură între spuma cu memorie folosită acolo și cum am putea să o folosim noi în mănușile de box. Și testăm, inovăm pe tema asta. Da, e foarte interesant. Eu cred că ar fi, având în vedere că există foarte multă tehnologie nouă, că există tot felul de polimeri care fac tot felul de minuni în momentul de față, chiar mă aștept să existe o explozie și în domeniul echipamentului ăsta, fiindcă în domeniul echipamentului moto, față de ce se întâmpla acum, știu eu, prin 2000, acum Oh, da. practic nu mai există nicio legătură, este altă dimensiune, suntem în zona spațială în momentul de față în motociclism. Dar și, trebuie să spun că și în mânușile, că și în simplele mânuși de box, adică când eram eu mic, o mânușă care să aibă dimensiunea asta și să ofere protecția pe care oferă mânușa asta, nu putea să existe. Și la, bine, greutatea era în regulă, că trebuia să fie cântărită mânușa, dar ce ți oferă mânușa asta la greutatea de acum și ce ți oferau mânușile de aceeași greutate acum 15 ani, n-a niciun fel de legătură. Siguranța este îmbunătățită. Bine, când vorbesc despre siguranța mânușilor, eu mă gândesc în primul rând la siguranța mea, pentru că, în punctul meu de vedere, mânușa îți apare în primul rând mâna, nu-l apără pe cel care încasează lovitura. Asta e cu tot o altă discuție și oamenii chiar ar trebui să înțeleagă faptul că dacă își pun o mânușă în mână, nu trebuie să lovească ca disperații, pentru că accidentarea oricum apare. Bine, pentru oamenii care se apucă, uite, și aici ar trebui să facem niște lucruri de educație. Apropo de sparing, aici este rolul mai ales al antrenorilor să înceapă să explice lucrurile astea. Da, ai dreptate. Primul motiv al mânușii este, sau prima proprietate este să protejeze mâna celui care lovește. Nu neapărat fața adversarului, ci pur și simplu oasele, oșcioarele. Din câte știu, avem vreo 3-6 de oșcioare în mână, propriu-zis, și care se pot rupe foarte, foarte ușor. Și mai știu că fruntea, osul de aici, din față, este de 2 ori mai tare decât oasele și falangele dintr-o mână. Dacă lovim cu pumnul gol o frunte goală, 1-0 pentru frunte. Da, așa ar trebui să fie. Dar, iar cea mai bună protecție pentru cap, apropo de asta, este eschiva. Nu ești acolo unde vine pumnul. De asta, în defensivă, Corect. nu trebuie să te gândești că celălalt are mânușă bună, ci trebuie să te gândești cum fac eu să nu ajungă niciodată mânușa lui pe fruntea mea. Asta e pe frunte. Definiția boxului. Fruntea ca fruntea, dar bărbia este cu probleme, urechea poate să fie cu probleme. Deci, apropo de asta, când cumpărați mânuși, nu vă gândiți că mânușa îl va proteja pe partener, ci partenerul trebuie să se protejeze învățând să se apere și învățând să eschiveze foarte bine, în primul rând. Dar cred că și aici este o discuție. Hai să vedem ce echipament nou ai, că eu aștept cu nerăbdare să văd, că mi-ai arătat niște lucruri. Trebuie să vă spun că ne-am distrat mai devreme un pic și acest domn pe care îl aveți în față avea inițial o cască, după aceea avea o mască și ochelari de soare, după care avea niște medalii, avea multe lucruri interesante. Hai să vedem cu ce începem discuția, ce Păi avem nou. începem cu viziunea noastră și anume mănușile personalizate, că tot am vorbit de ele și vreau să spun niște chestii mai exacte despre mănușile astea. Ele sunt niște mănuși premium. Calapodul mănuși în sine este a unei mănuși de competiție. Ele se pot folosi pentru competiție sau
se pot folosi pentru antrenamentul la sac sau la palmare. Densitatea spumei este ideală pentru acest lucru și pur și simplu ca la podul mănușii este mai slim, adică vine foarte bine pe mână și pe antebraț. Și particularitatea lor este că pot fi personalizate în orice fel dorește clientul. Culori, logo-uri, text, se poate broda, se poate imprima, se pot folosi tot felul de culori, normale, metalice, fluorescente. Nu avem no limit la design. Pur și simplu, asta este lucru care noi îl aducem nou pe piață și e premieră în România. Mănușile personalizate sunt de puțin timp la noi în gamă. Și după cum am spus, nu vreau să ajungă obiect de decor. Vreau să fie folosite, vreau să ajute la depășirea limitelor, vreau ca cei care și le comandă să le și folosească și să se bucure de ele, încât să-și depășească limitele. Iarăși revenim la motto-ul nostru. Bine, adevărul e că aici tu ești de vină, fiindcă mănușile sunt atât de frumoase încât oamenilor nu le vine să le strice. Dar, mă rog, asta este altă discuție. Trebuie să ne învățăm că trebuie să stricăm și lucruri frumoase. Mai ales Da, dacă asta e scopul ele lor. sunt un obiect de antrenament. Fără ele nu putem să ne antrenăm la capacitate maximă. Și proprietatea numărul unu, cum am spus, este protecția oaselor. Doi, ar fi igiena, pentru că sunt tratate antimicrobian și oferă aerisire în podul palmei. Aici e a doua problemă a luptătorului după protecție, și anume igiena, pentru că mirosul neplăcut se produce din transpirație. Ăla e inamicul knockout numărul 1. Transpirația în timpul antrenamentului, pentru că din transpirație se dezvoltă microbi, se dezvoltă bacterii care au un miros neplăcut. Și care Și au efect asupra sănătății partenerului de antrenament, că mirosul practic e cel care semnalează faptul că e o problemă, dar aici este o problemă că partenerul poate să aibă probleme de la lucrul respectiv. Și aici igiena, scuze, te-am întrerupt, am vrut doar să completez. da, e o completare foarte bună. Igiena e a doua problemă care vrem să o rezolvăm noi la Knockout Store. Și ne vom aștepta și la detergenți knockout pentru suprafețe, ne vom aștepta și la săpun knockout pentru sau la gel de duș pentru sportivi. Te întreb foarte serios, pentru că în ultima perioadă lumea a pus foarte mare accent pe igienă. Mie mi se pare senzațional. Eu cred că asta am câștigat cel mai mult din perioada asta, că oamenii au redevenit conștienți de faptul că trebuie să se spele. Știu că pare ciudat, dar e foarte important. E foarte important, e un must-have. Și să-ți răspund la întrebare, you never know. S-ar putea să avem detergenți knockout sau săpun knockout, dar ce sigur o să avem și sportivii o să se bucure, sunt mănușile de box mirositoare, dar în bunul sens, mirositoare plăcut. Ați reușit să le dați de capăt? Că știu că vorbim despre asta de ceva vreme și e un pic complicat. Suntem acolo. Să scoatem prima mănușă din lume care e într-adevăr mirositoare plăcut și care rezolvă problema transpirației și a bacteriilor și a mirosului neplăcut. Deci, te poți aștepta în viitorul apropiat la prima mănușă de box din lume cu miros de lămâie, să zicem.
Este foarte, foarte interesant. Bine, asta se vede, aici se vede foarte clar că tu vii din zona reală a sportului, pentru că e probabil că, așa cum am pățit cu toții, este o problemă pe care am întâlnit-o cu toții de-a lungul timpului. Exact asta, a igienei, echipamentului, echipament bun pe care trebuie să-l arunci pentru că nu mai este igienic și foarte puțini oameni se întreabă asta. Toți oamenii se întreabă, vai, câte kilograme are sacul de box? Nimeni nu se întreabă, bun, cât de sănătos este să folosesc echipamentul cu tare și cu tare. Și Da, și aici iarăși ne întoarcem la educație. Educație găsim și în alegerea mânușilor și folosirea mânușii potrivite pentru antrenamentul potrivit și educație în ce fac cu mânușile după antrenament, unde le depozitez, unde le las, cum le aerisesc. Cum se spală mânușa de box? Nu se spală mânușa de box. Avem mulți clienți care ne întreabă chestia asta. Și nu se spală mânușa de box în sine, nu se spală. În schimb, bandajele sau fascele de box, acelea sunt destinate pentru absorpția transpirației și alea le poți spăla. chiar e Deci bine trebuie. să le spun. Da. Iarăși ne întoarcem la educație. Avem nevoie de educație și pe partea asta. Adică noi în instrucțiunile noastre când cumperi o pereche de mânuși de box la noi și citești. Aici este a doua parte. Să citești instrucțiunile, o să vezi acolo modul de întreținere a echipamentului, în care îți recomandăm niște lucruri ca să le faci după ce te antrenezi cu acel echipament. Adică să-l lași la aerisit, să folosești săculeți odorizanți, eventual, care sunt pe bază de cărbune activ și cărbunele activ are proprietatea de a absorbi transpirația și absorbând transpirația, eliminăm mirosul neplăcut, cauză și efect. Mai departe, ce mai arăți? Ca mănuși asta o știu. Bine, acum sunt mulți oameni care nu o știu, dar vreau să văd ce mai arăți și mie. Că sunt, e exact ca în copilărie, știi, când intri în magazinul de jucării și începi să vezi jucăriile. Ce jucărie mai vedem? Păi era o vorbă, copiii au jucării, se joacă cu jucării și oamenii mari tot cu jucării, dar nu o admit sau ceva de genul. Exact. Eu Avem admit. și noi jucăriile noastre și ele sunt mănușile de box sau orice alt echipament. Vreau să îți prezint și mănușa de MMA hibrid, care este un produs inovativ și care se folosește din ce în ce mai mult. Iar trebuie să educăm cumpărătorii noștri despre mânușa asta, pe care eu o promovez foarte mult și am mare încredere că iarăși rezolvă o problemă a sporturilor de contact. Și aici trecem de la kickboxing, la sporturi de arte marțiale mixte, la MMA. Mănușa asta rezolvă problema sparingului în MMA. Știm foarte bine că mănușile de MMA sunt foarte, foarte subțiri. Și ca și knockout power au de 3 sau 4 ori mai mare decât o mănușă de box. Iar cum ne antrenăm? Adică sparingul înseamnă o luptă tematică care pregătește sportivul pentru meciul în sine. Da? Dacă ne antrenăm în sparing cu mănuși oficiale de MMA, s-ar putea să ne accidentăm noi sau partenerii destul de des. Ei, mănușa asta rezolvă problema. Și mănușa pe care mi-a arătat-o tu mai rezolvă o problemă, și anume problema degetelor întinse. Fiindcă în momentul în care spui, spre exemplu, mânușa oficială de UFC, Adevărat. mâna nu va avea tendința să stea închisă, ci va avea tendința să stea deschisă. Și atunci ai o problemă în momentul în care întinzi mâna, fiindcă sunt toate acele lovituri în ochi care apar la mânușa pe care o ai tu în mână. Dacă ne uităm un pic cu atenție, mâna este obligată să stea închisă și, prin urmare, este aproape imposibil să-ți lovești adversarul cu degetele. Ceea ce mie mi se pare, legat de mânușile de MMA, mie mi se pare că asta este cea mai mare problemă, și anume degetele deschise. Pentru că poți să încerci să-ți controlezi forța loviturii, poți să fii atent,
atent, să, mă rog, să lucrezi mai ușor, dar degetele deschise vor fi întotdeauna, fiindcă îți obosesc degetele și nu poți să le mai stai, să le mai ții strânse. Și atunci, automat, degetele se întind și degetele intră în ochi, unde e o problemă foarte, foarte mare. Și asta mai ales pentru copiii care vor să facă MMA, trebuie să fie extrem de atenți. Ai dreptate, da, rezolvă și problema asta a degetelor și având palma deschisă, e foarte ușor să faci tehnici, să faci prize, să treci la lupta la sol. Adică sub tranziția din lupta stand-up în picioare, să treci la sol. Protejează foarte bine și încheietura, are un sky destul de lung. De fapt, are sky, dublu sky, care îți protejează foarte, foarte bine încheietura. Mânușa asta, de fapt, te face să dai mult mai mult la antrenament, să poți să te antrenezi la o intensitate mult mai mare, încât să fii mult mai pregătit în competiție. Da, e o variantă nouă sau este varianta pe care o știu și eu? Este o variantă îmbunătățită, să Îmbunătățită. zicem, 2.0. Tot timpul îmbunătățim. Pro Sparring 2, MMA Pro Sparring 2.0 o numim noi. Iarăși protejează cantul, partea laterală a mâinii. Știm foarte bine că se folosesc lovituri de ciocan în MMA și mânușa asta protejează și partea aceasta și dosul palmei, la fel. A, plus că este foarte bună protecția cea în momentul în care faci blocaje la lovituri de picior sau la genunchi, pentru că de cele mai multe ori cu mânușile de MMA te lovești foarte tare în zona asta și aici se rup, iarăși se rup foarte, foarte ușor oasele. Sunt probleme mari și important să ai zona asta protejată. Bine, astea sunt detalii pe care oamenii le învață pe pielea lor. Adică eu cel puțin am învățat totul pe pielea mea. În momentul în care m-a durut undeva, mi-am dat seama că ceva este în neregulă. Dar e cel mai simplu mod de a înțelege. E important, în schimb, să le spunem oamenilor de la bun început. Vezi că încercăm să protejăm și zona cutare sau zona cutare. Da, sau urmărești postările sau urmărești Knockout Store și o să vezi articole care îți prezintă produsul ăsta și te face să înțelegi mai bine funcționalitățile și proprietățile echipamentelor care Și noi la le. ce îți folosește practic? De ce să-ți alegi mânușa asta și să nu-ți alegi mânușa de box foarte mare pentru sparingul de MMA? Aici mai e o problemă și voiam să te întreb de multă vreme. La MMA, cea mai mare problemă la sparing este reprezentată de tibiere. Tibierele, da, Vom avea avem. tibiere pe care, adică când spun tibiere, mă refer la niște tibiere pe care să poți să lucrezi și atacuri pe gleznă, dar în același timp tibiera respectivă să și protejeze suficient de mult în momentul în care lovești cu ea aici și să rămână cât mai fixă pe picioare. Cred că tibierele încă sunt într-o zonă ușor defavorizată, ca să spunem așa, echipamentului de sporturi de luptă peste tot în lume, nu doar la noi. Da, este iarăși o problemă în MMA, tibierele. Avem un model de tibieră care noi avem încredere că e cea mai bună tibieră, soluția ideală pentru MMA. Cei de la Combatant, prietenii noștri de la Combatant, chiar au făcut un review pe tema asta. Ei practicând sambo MMA la ei la sală. Și cam toți practicanții de MMA o folosesc. Este o tibieră mixtă care se poate folosi și în picioare, în stand-up și lucru la sol. Protejează foarte bine tibia sportivului, tibia celui care lovește. Favorizează mișcările jos la sol. Nu se sucește, stă bine pe picior. Este puțin concavă, ia forma tibiei, protejează foarte bine și falangele. Îmi pare rău că nu am acum să ți-o arăt. E, o să o prezentăm noi la un moment dat, nu se fac griji. Și noi o considerăm tibiera ideală dacă practici MMA.
Da, este aici, a fost și va fi întotdeauna o problemă și întotdeauna unii vor fi supărați pentru că, spre exemplu, cei care vin din sambo sau din jiu-jitsu și care vor să lucreze cât mai multe tehnici pe gleznă sau pe genunchi vor fi încântați întotdeauna când vor prinde tibiera, fiindcă au o priză mult mai bună pe tibieră și poți să faci tot felul de lucruri, nu neapărat regulamentare. Pe de altă parte, cel care are tibieră își dorește ca piciorul lui să fie oarecum protejat. Practic, în momentul în care lucrezi sambo sau lucrezi, spre exemplu, jiu-jitsu no-gi, că MMA-ul este no-gi și tu ai o tibieră, practic intri în zona de gi, pentru că tibiera funcționează cum funcționează pantalonul. Îți Sau blochează practic piciorul mâneca sau mânec, la exact, vârsta. și atunci toată lumea va avea ceva de protestat pe tema asta. Unora le place, altora nu le place, dar e o discuție. E o discuție. Bine, mai avem timp, nu am intrat zilele în sac. O să inventați până la urmă ceva care să fie pe gustul tuturor. Sau, mă rog, să împace pe cea mai multă lume. Nu poți să fii pe gustul tuturor. Corect. Noi zicem că tibiera hibrid de la knockout rezolvă problema asta a tranziției din stand-up la lucru la sol. Bun, mergem mai departe. Aveai o cască, o mai ai sau nu vrei să mai arăți cască? Da, vreau să-ți arăt și casca pe care am avut-o la începutul ședinței noastre. Și este vorba de casca Facehaver, o numim noi, care într-un fel îți cam salvează fața. Având bareta asta în față, protejează foarte bine zona nasului și întreaga zonă feței. Este destul de larg aici încât să ai un câmp vizual foarte bun să vezi și loviturile care vin din partea periferică, laterală, de sus în jos, lateral. Și nu e destul de mare încât să intre o mânușă de box, să-ți avarieze ochii, pomeți sau nas. Se folosește foarte mult în sparingurile de box, în state și de acolo încet, încet a venit și spre Europa. O recomand la sparing de box, și la sparing de kickbox. Poate fi o soluție ideală pentru sparing. Na, pentru că problema de la cască în general era faptul că în general casca venea, era decupată cumva într-o zonă în care nu puteai să vezi mare lucru, plus că existau și căștile acelea cu un fel de vizieră în față, care, sincer, pentru mine erau extrem de neplăcute și nu mă refer doar la cele făcute de voi, mă refer în general, era extrem de neplăcut, practic nu vedeai, nu respirai, eu înțeleg că erau gândite pentru protecție și sunt anumite competiții în care trebuie să intri doar cu acel tip de cască, sunt obligatorii, dar cred că varianta pe care o ai acum este mult mai prietenoasă, dar și aici la cască trebuie să facem o precizare, știi cum se fac precizări la tot ceea ce se cumpără și anume, dacă vă puneți o cască pe cap, nu vă gândiți că sunteți protejați. Casca nu este o cască din metal folosită în lupte de cavaleri acum câteva sute de ani. Casca este făcută în primul rând să vă protejeze de tăieturi și de alte lucruri care vă afectează fața. Loviturile repetate prin cască în cap nu sunt bune, loviturile în cap în general nu sunt bune, evitați să încasați lovituri în cap, gândiți-vă că această cască este doar un nivel suplimentar de protecție, cea mai bună soluție pentru a nu avea probleme este să nu țineți capul acolo unde vine pumnul, adică nu vă gândiți, gata, am cască în cap, acum pot să-mi dau cu absolut orice în cap, nu este o idee bună, casca doar vă protejează suplimentar, nu vă garantează faptul că nu veți păți nimic. Cea mai bună lovitură este schiva, Exact. cum un mare poet al nostru spunea odată. Da. Da, am inovat puțin casca și am modificat-o încât era o problemă. Bareta asta are un schelet metalic înăuntru, încât să nu poată fi ruptă sau să accidenteze chiar ea sportivul care o poartă, încasând o lovitură. Aveam o problemă că pur și simplu bareta asta venea în dreptul nasului, ceea ce e greșit. Ea trebuie să vină sub nas,
încât dacă vine în dreptul nasului, la o lovitură, la un pumn recepționat, s-ar putea pur și simplu casca să vă spargă, să spargă nasul. Pur și simplu bareta să atingă nasul și să provoace sângerări. De aceea, mărind puțin distanța de aici, rezolvăm două probleme. Unu, bareta asta va veni sub nas, e destul de groasă încât să apere, să fie mai groasă decât nasul. Și doi, mărim câmpul vizual. Adică vederea Da. este optimă pentru cel care o poartă. Și mai avem un lucru care nu știe multă lume, protecția pentru urechi, zona laterală, și această bucată de piele care previne spargerea timpanului. Dacă nu avem bucata asta de piele și recepționăm un pumn în ureche, în partea asta, avem aici o spumă care protejează zona urechii. Dar ce face să se spargă timpanul este vidul provocat de lovitura. Pur și simplu vântul care este împins înăuntru timpanului. Și acela produce de multe ori ruperea timpanului interior sau fisurarea. Și pur și simplu banda asta de piele de aici împiedică să formeze un vid care provoacă spargerea timpanului sau fisurarea lui. Și în spate avem șnurul cu care putem ajusta casca în funcție de mărimea capului. El se strânge și aici sus, încât poți să ți-o așezi foarte bine pe cap. Exact pe dimensiunile fiecăruia. Exact pe dimensiunile fiecăruia. Și este doar variantă cu șireț sau va fi și variantă cu Sky? Fiindcă foarte mulți sunt foarte leneși la antrenament când trebuie să-și lege șireturile. Da, este un accesoriu care folosesc în principiu sportivii de performanță, zicem sportivii de performanță au antrenori, au în staff oameni care pot ajuta la echipare, la legarea șiretului la mănuși, la ajustarea căștii și ei să-și vadă pur și simplu de treabă, adică să facă sparing la potențial maxim, dar oferim, uite, după nevoile clientului ne ajustăm. Și Da. oferim și varianta cu Sky, încât să fie foarte ușor de pus, închis și dat drumul la treabă. De aceea sunt mănuși cu șiret și mănuși cu Sky. Bine, cele mai bune mănuși, evident, sunt cele cu șiret, pentru că se aranjează din centimetru în centimetru, Exact. practic dimensiunea se așează. Dar oamenii sunt foarte leneși și trebuie să înțelegem acest lucru. Și acum, în ultima perioadă, oamenii vor să primească toate lucrurile foarte ușor, iar legatul mânușilor, spre exemplu, este o mare problemă, că vai, cum îmi leg eu șiretului. De uite, am un prieten, spre exemplu, care se voia să lucreze cu mânuși de sparing la sac și marea lui problemă era că avea niște mânuși cu șiret. Și, cum dai mie așa ceva să-mi pun în mână mânuși cu șiret? Trebuie să stau să leg șiretul, trebuie să alerg după cineva să-mi lege șireturile. Ai vrut mânuși care să fie cu adevărat bune, să țină cu adevărat încheietura, să se așeze bine pe mână, să facă o grămadă de lucruri? Leagă șiretul! Ăsta este singurul lucru pe care trebuie să-l faci suplimentar pentru mânușile respective, fiindcă nu ai cum să faci Sky care să-ți lege mânuși așa cum îți leagă șiretul. E firesc, e Alex, ca și... știm că pentru fiecare problemă există o rezolvare și cei de la Hook and Loop au găsit soluția la problema asta. Din păcate, ei au patentat sistemul ăsta de închidere și noi nu putem să replicăm. Și ceea ce face Hook and Loop este doar o prelungire cu Sky care se Da. atașează de la mănușa cu șiret, pur și simplu. Iar capeții de la șnur îi băgăm în acel hook and loop care se poate bandaja ca și la mănușile cu Sky. Și avem o mănușă care se prinde cu șiret, dar de fapt închiderea devine cu Sky și e mult mai facil să ți le închizi tu singur. Da, e o idee. Oricum, dacă cineva își dorește neapărat, poate să-și lege șiretul. Durează aproximativ 30 de secunde în plus, deci nu se pierde atât de mult timp. Mai avem ceva? Mai avem ceva sau doar atât pentru astăzi? Păi, de ce vrea să mai discutăm? Nu, să mai arăți ceva. Eu mă referam la jucării.
O jucărie, am putea discuta 3 zile non-stop despre Că jucării. deja eu sunt în Da. al nouălea cer, am văzut tot felul de jucării noi. Este. Dar vrem să le dăm pe parcurs, vrem să mai avem întâlniri de genul ăsta în Cu care să mare plăcere, prezentăm trebuie să facem, trebuie să echipamente. facem. Trebuie să facem. Și mai sunt și alte lucruri pe care va trebui să le facem cu siguranță pe viitor. Aveți în dezvoltare ceva în afară? Bine, saci, chiar mă bucură faptul că vor fi saci făcuți în România. Mai aveți ceva? Mai există vreun plan de-al tău despre care poți să-mi vorbești public pentru viitor? Da, în curând o să începem să vindem și în Europa. Echipamentul nostru a devenit o cerere în piață și vrem să ajutăm și sportivii din întreaga Europa cu echipament și nu numai sportiv. Acum, planul nostru este să echipăm oamenii în sine. După perioada asta de pandemie, am văzut că clientul nostru nu este neapărat un sportiv de performanță. Este omul de rând care are un job de la 8 la 4, după care vine acasă și vrea să se antreneze, vrea să își mărească condiția fizică sau să o îmbunătățească, vrea să elimine stresul, vrea să ardă niște calorii acumulate. Vreau să rămână în formă. Deci vă gândiți să faceți și echipament orientat mai mult înspre pregătire fizică sau alte lucruri de genul acesta. Știu că există kettlebell-ul pe care îl știu foarte bine, există sacii aceia de lucrat pentru, nici nu știu cum să le spun, sacii cu nisip cu care se poate lucra. Vă mai gândiți să aveți și alt Corect. tip? Da. Rămânem în sfera noastră de cunoștință și anume echipamentele sportive pentru sportul de contact, dar deja trendul este ca sporturile de contact să fie folosite în dezvoltarea fizică, pur și simplu condiția fizică. De la box s-a trecut la BoxFit, care este un nou sistem de antrenament în care îmbinăm boxul clasic cu muzică, cu ritm și devine ceva foarte, foarte plăcut, Amuzant. amuzant, da? Și la fel și kickbox, de acolo s-a dezvoltat și taebo și ăsta e trendul, ca orice persoană poate să facă sportul de contact, nu la un nivel profesionist, dar doar pentru a se menține în formă, a dezvolta încredere în sine, a scoate niște dragi sau aka a elimina stresul pentru slăbire. Eu cred că aici o să aveți o problemă mult mai mare cu echipamentul, fiindcă trebuie să protejeze mult mai bine. Sportivul de performanță știe la ce se așteptă de la echipament, are tehnică foarte corectă, știe cum să lucreze, partenerul său în principiu îl protejează foarte bine, în timp ce omul care nu folosește atât de des echipamentul va avea nevoie de un echipament mult mai bun, tocmai pentru a elimina aceste mici probleme de tehnică. Tehnica fiind mult mai puțin corectă, lovești în sac prost, încheietura ți sare imediat. Mânușa trebuie să protejeze cât mai bine încheietura și așa mai departe, valabil pentru toate. Eu cred că va fi mai greu pentru voi decât ar fi dacă ați lucra cu sportivi profesioniști. Dar asta nu este o problemă, fiindcă vor beneficia și sportivii profesioniști de un echipament care îi protejează mult mai bine. Deci cred că toată lumea câștigă din treaba asta. Inovația nu se oprește niciodată și da, este o provocare care noi acceptăm cu drag. Ne place să dăm de provocări, să rezolvăm nevoile. Uite, iarăși ne întoarcem la educație. Odată cu achiziționarea unui sac de box și unei perechi de mănuși de la noi, o să primești și un tutorial, un basic ale lovirii la sac, în care îți spunem care sunt chestiile basic care să le faci când îți cumperi un sac de box. Cum să lovești, cum să-ți pui bandajele, cum să folosești mănușile, încât să nu te accidentezi din prima și să devii
reticent față de sporturile de contact. Paul, am stat de vorbă deja o oră și ceva. O să Wow! repetăm, o să repetăm acest, o A să repetăm acest durat, lucru. am zis, parcă a durat 10 minute. Da, mai ales în momentul în care am început să vorbim despre echipament. Dintr-o dată timpul s-a strâns foarte, foarte tare apropo de jucării. Eu îți mulțumesc tare mult și vom mai discuta pe viitor cu siguranță multe lucruri interesante despre echipament Ah, și nu numai. Spune. ce vreau să mai arăt este ceea ce am făcut noi pe perioada asta de pandemie în a motiva oamenii care cumpără de la noi, în a motiva să facă sport. Asta a fost strategia și campania noastră. Home training, continuă să te antrenezi de acasă, de oriunde, nu opri antrenamentul. Și am conceput Corona Fighter Checklist zilnic. Hai să-l Adică vedem. la fiecare comandă la noi, clientul primea și acest checklist care l-am compus împreună cu echipa Knockout. Nu știu dacă se vede. Se vede, dar trebuie Dar să-l ții un pic mai mult ca să-l putem citi. am făcut un checklist cu câteva întrebări. Iar clientul când desfăcea coletul cu comanda de la noi, primea și acest checklist. Și feedback-ul a fost pozitiv, a fost îmbucurător pentru noi. Am scris aici niște întrebări pur și simplu cu o căsuță de a face o bifă. Și am introdus noi câteva întrebări care sunt destinate să-i facă să se antreneze, să fie mai pozitivi, să elimine stresul și gândurile negative. Vă spun câteva întrebări de aici. Am dormit minim 7 ore ca să reîncarc bateriile pentru o nouă zi. Am mâncat sănătos astăzi încât corpul meu să aibă energie și vitalitate. Am băut minim 2 litri de apă ca, virgulă, corpul meu să fie hidratat corespunzător. M-am antrenat astăzi 45 de minute încât să rămân în formă fizică excelentă. Am făcut stretching astăzi pentru a avea o musculatură și ligamentele încălzite. Am respectat regulile autorităților încât eu și cei din jur să fim în siguranță. Am ascultat știrile oficiale și noile reglementări încât să fiu informat și pregătit. Am evitat știrile false și dezinformatorii încât să nu mă stresez inutil. Astăzi voi avea o atitudine pozitivă. Voi avea o mentalitate de luptător învingător. Cum mă voi antrena și la ce nivel după ce coronavirus va fi învins? Dată, Excelent. semnătură și nume. Excelent, excelent. Singura problemă reală din tot ce mi-ai citit tu era legată de știri, pentru că până la urmă nimeni nu a știut exact despre ce este vorba, dar este foarte bine să le atragi Să oamenilor atenție. filtrăm, da, să Cu cât filtrăm stați mai puțin, știrile. da, cu cât stați mai puțin pe social media și pe surse de informare care se bat cap în cap, cu atât sunteți mai bine și mai sănătoși. În loc să stați să citiți toate ciudățenile, mai bine dați 30 de minute la sac. Garantat, vă veți simți mult mai bine. Iar după aceea veți filtra știrile cu mult mai multă ușurință. Nu o să mai fiți nervoși, nu o să mai fiți agitați. Sacul poate să fie cel mai bun prieten al omului. Înlocuim câinele. Asta a fost și iarăși o campanie de-a noastră. Dacă vrei să bați pe cineva, bate sacii de la Knockout. Vrei să descalci pe Exact. cineva, alegeți un sac de la Knockout și poate deveni partenerul tău de antrenament, partenerul ideal. Nu se plânge, nu îl Nu. doare, este tot, nu este, nu Nu poți să. lovește sub centură. Exact, e perfect sacul. Și te așteaptă întotdeauna, nu se supără dacă nu-l folosești astăzi. Este, deși poate că ar trebui să inventăm niște saci care să le atragă atenția oamenilor. Vezi că nu te-ai antrenat astăzi, vezi că astăzi am stat degeaba, vezi că îmi e dor de tine sau lucruri de genul ăsta. Să Wow! facem un app cu saci și să spună sacul. Astăzi ai Frumos! făcut doar atât. Îți cumperi sacul de box, primești și un afișaj electronic în care îți spune cât mai ai până următorul antrenament, cât spun Exact. medalii. Da, da. Devin idei.
Poți să-l faci pe apă, că toată lumea este cu apă în momentul de față. Știi, când te trezești, nu te-ai antrenat în ziua următoare. Nici astăzi nu te-ai antrenat în ziua a treia. Dacă nu te antrenezi, să știi că nu o să-ți fie bine pe viitor. Știi? Am putea să facem niște lucruri. Bine, nu Uite. cred că oamenii au nevoie chiar de atât de multă motivare de tipul ăsta. Cred că omul care se hotărăște să facă un lucru, s-a hotărât și va face lucrul respectiv. Nu te apuci să îți cumperi echipament și să te uiți la el. Nu înțeleg sensul. Dar mă rog, asta e cu totul o altă discuție. Într-un următor podcast o să aducem și un accesoriu care face unele chestii din ce am vorbit noi și se numește UFC Force Tracker. Care pur și simplu asta face. Ai o aplicație, ai un senzor care îl atașezi pe sac și de aici se dezvoltă un nou nivel al antrenamentului la sac. Deci, până la urmă, pentru cel de la UFC v-ați hotărât voi. Nu v-ați hotărât pentru celălalt, că discutam noi mai de mult că exista un alt sistem. Deci, până la urmă, l-ați luat pe cel de la UFC. Da, cei de la UFC l-au făcut mult mai practic și mai ușor accesibil pentru client. Asta e. Uite, poate facem, având în vedere că mai nou avem UFC pe Lux Sport și acum o să vă spun și eu că o să urmeze să avem și niște emisiuni despre UFC pe tema asta. Poate o să facem și un material cu dispozitivul respectiv, care mie mi se pare senzațional, mai ales că este produs al UFC-ului. Cine știe, poate se vor mai întâmpla niște lucruri interesante cu UFC în România. Mai așteptăm. Deocamdată de bea s-au difuzat două gale. Doamne Cam ajută, trei. Doamne ajută. Și aici știu că aici ai și tu un aport și Aici. spune-ne ce urmează în materie de știri, difuzări de competiții sportive. Deocamdată tot ce pot să-ți spun despre ce știu cu siguranță este că pe Lux Sport va fi UFC, în fiecare gală va fi transmisă în direct și apoi în reluare seara, la Wow. ora 11, cred că va fi în ziua următoare. Vom avea o emisiune de analiză, cu siguranță, și nu știu altceva. Bine, WWE funcționează în continuare, dacă vreți să vă uitați la WWE, vă recomand să vă uitați, că este foarte interesant ce se întâmplă acolo. În rest, cu Coloseum ai vorbit și tu cu Gabi, cred că știi ce planuri are. Despre celelalte gale, OSS știu că plănuiește să facă încă o gală. Despre Dynamite nu știu absolut nimic, pentru că chiar nu am prea mare legătură cu cei de la Dynamite, dar are cine să vorbească pentru ei. Eu sper să înceapă și ei activitatea. Știu că au spus că vor să facă niște gale și că erau în planul niște gale. Nu știu ce s-a mai întâmplat. Nu Sigur știu vor cum. pune și ei ceva la cale Sigur, sigur, și trebuie să se e întâmple. foarte bine asta pentru nivelul sportiv din România. Da, e foarte important să se întâmple. Adică toate ca toate, dar atâta vreme cât nu se întâmplă nimic, este rău. Trebuie să se întâmple ceva. Publicul va trebui să înțeleagă faptul că o perioadă nu va putea să meargă să vadă gala din sală. Va trebui să o vadă la televizor sau pe o aplicație pe internet. Ăsta este adevărul. Nu avem ce să facem. Nu avem. Nu putem să păcălim. Până la urmă, asta este legislația, astea sunt deciziile care sunt luate, nu putem să facem nimic. Nici nu știu dacă este bine să încercăm să forțăm anumite lucruri din multe puncte de vedere și nu e cazul să forțăm. Galele vor fi probabil fără public. Important este să avem sportivi care să lupte. Asta e cel mai important. Sportivii sunt cel mai lovit dintre toți, pentru că ei din asta trăiesc. Mă uitam la toate declarațiile astea cu tot felul de domni care nu știu ce înseamnă să fii sportiv profesionist. Sportiv profesionist înseamnă că asta este profesia ta. Ești plătit să fii sportiv. Atâta vreme cât tu nu poți să-ți desfășori profesia, meseria, nu poți să câștigi bani. Iar la sportiv știm cu toții că este complicat, că au un meci acum, mai au un meci peste 4 luni, mai au un meci mai încolo, sponsorizările. Sponsorul și sponsorii au avut probleme. Sponsorul îți dă bani doar în momentul în care știe că vei apărea la gala cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Este Dacă foarte te greu. accidentezi, s-ar putea să nu ai cu ce să-ți plătești facturile, pentru că nu ți-a asigură nimeni o asigurare sau o siguranță pe timpul cât ești accidentat. Viața de sportiv în România este una destul de grea, care nu mulți poate să profeseze. Da, uite, spunea și în Statele Unite este la fel. Am văzut foarte mulți luptători care spuneau că au și ei probleme de același tip și acolo. Nu poți să lupți, nu poți să-ți plătești facturile. E foarte greu și eu aștept să reînceapă toate galele și sper să reînceapă cât mai repede și sper să fie bani.
Promotorul își asumă din start faptul că el va pierde. El își asumă totul. Asta este rolul de promotor. Eu, ăștia sunt banii pe care îi pun la dispoziție, merge gala, fac profit. Nu merge gala, nu fac profit. Sportivii, în schimb, trebuie neapărat să lupte. Ei își asumă alt tip de risc. Eu sper să înceapă toate galele cât mai repede. Eu sper ca sportivii să fie plătiți și sper ca în cele din urmă și publicul din România să înțeleagă faptul că în loc să plătească 20 de lei, 30 de lei și să meargă în sală și să mai cumpere încă un suc de încă 30 de lei sau cât ori mai plăti, banii aceia 50 de lei ar putea să cumpere pay-per-view-ul pe aplicația galei respective, banii respectivi se duc la sportivul favorit. În modul ăsta îți susții omul pe care vrei să-l vezi. Nu poți să cumperi bilete la sală? Bun, îți cumperi aplicația, îți cumperi pay-per-view-ul. Când se va rezolva cu toată nebunia asta, vei putea să mergi la sală cu prietenii, cum ne dorim toți, să ne vedem, să stăm de vorbă. Dar până atunci, cred că e important. Asta este mesajul meu pentru toți cei care iubesc sporturile de luptă. Când vor începe galele, nu veți putea merge la sală, pentru că nu se poate merge la sală, că nu ai voie să organizezi evenimente de genul acesta, dar banii pe care ați vrea să-i dați pe bilete, puteți să-i dați pe pay-per-view și mi se pare singura soluție reală de a susține sportivii, de a susține sportivii până la urmă și promotorii, fiindcă banii se duc la promotor, promotorul își plătește sportivii. Să fim serioși, promotorul își plătește sportivii din încasări de bilete și din sponsorizări. Că altfel niciunul dintre ei nu este Banca Națională să tipărească bani. Eu asta Da. zic. Cred că am vorbit cam mult pe tema asta, dar trebuia să le spunem clar Nu, și pe față. e un subiect care vreau să-l ating și eu despre competiții. Vreau să înceapă cât mai repede posibil și în condiții de siguranță, bineînțeles. Fără public, nu contează dacă e publicul e acasă pe pay-per-view sau în sală. Contează ca sportul să reînceapă, competițiile să reînceapă, sportivii să aibă meciuri, încât scăderea asta de nivel să nu afecteze foarte mult nivelul general al sporturilor de contact din România. Și aici, cu orice problemă vine și o provocare, dar vine și cu câteva chestii pozitive. Aici eu zic că putem reduce diferența de nivel sportiv dintre noi și restul Europei sau noi și restul lumii prin pandemia asta. Toți sportivii au fost afectați, că n-au putut să se antreneze. Românul e luptător și e ingenios. Se poate duce frumos pe balcon să se antreneze la fel de tare ca și cum o făcea în sală. Sau poate să meargă în pădure să se antreneze la fel de tare ca și cum o făcea în sală. Și cred că sportivii din restul Europei nu sunt așa ingenioși. Nu cred că au găsit alternative ca și cei din România. Și ți-am spus, o să vedem surprize. Adică unul mai slab clasat o să bată pe unul mai bun clasat. Iar astea vorbind de competițiile profesioniste, să zicem, organizațiile private. Vreau să reînceapă iarăși competițiile de amatori, organizate de federații, adică de la juniori, cadeți, amatori. Vreau să înceapă cât mai repede, pentru că de acolo e pepiniera, de acolo se dezvoltă sportivii noștri. Cei profesioniști deja sunt profesioniști și-au asumat chestia asta. Că dacă vine o pandemie, el trebuia să știe ce să facă, nu știu. Fac un antrenament personal, devin Să aibă bani influencer, deoparte. am bani deoparte pentru urgențe care îi pun tot din cariera mea de sportiv care a fost înainte. Dar pepiniera începe de jos, de jos, de la competițiile de amatori, intercluburi, organizate aici, în județe, local, competiții locale. Aștia vreau să reînceapă cât mai repede, încât iarăși, nivelul să nu fie afectat așa de tare de pandemia asta. Eu zic că aici vom avea o problemă mai mare, pentru că dacă într-o companie privată decide doar proprietarul sau, mă rog, dacă decide doar acționarii, aici unde avem implicarea unui minister și autorităților Federații, da. locale, aici
până să plimbi un pix de pe o masă pe alta, trebuie să semnezi 1.000 de hârtii și aici va fi cu adevărat, mie îmi pare foarte rău pentru cei din federațiile de sporturi, de cred că ei trec printr-o perioadă cum nu au trecut vreodată și cum sper să nu mai treacă vreodată, fiindcă ei știu ce au de făcut, atâta doar că este foarte complicat. Și eu îmi doresc să văd copiii din nou la antrenament și eu îmi doresc să înceapă competițiile, dar cred că aici va fi mai greu decât în sportul profesionist. Mult mai greu. Plus că în sportul profesionist ai câteva sute de oameni cu totul. Într-o federație ai mii de sportivi și acum să spunem adevărul, adevăratul sport de masă în România nu se face cu 7 oameni care alergă la un maraton organizat de zilele orașului și nu se face cu 5 oameni care merg să facă, nu știu, Brazilian Butt sau ce se face mai nou la seriile de fitness. N-am nimic cu Brazilian Butt-ul, n-am nimic cu maratonul. Sportul de masă în România este făcut de federațiile de sporturi de luptă. Se face karate, aikido, kempo, judo, orice. Acolo se duc copiii când sunt mici. Toate grădinițele, Lupte. luptă, da, copiii acolo se duc. Cei mai mulți copii ajung la sport prin intermediul unui sport de luptă. De ce? Fiindcă părinții știu care este valoarea disciplinei unui sport de luptă. Și ce face copilul meu? Copilul meu să facă un pic de aikido. Deci să învețe să cadă. Cât are? 4 ani. Bun, la 4 ani învață să cadă. Fetița mea vrea să învețe un pic de karate. De ce? Că a văzut ea nu știu ce desen animat cu cineva care făcea nu știu ce. Foarte bine să se ducă. Aici se face sportul real de masă. Nimeni nu vrea să vorbească despre treaba asta. Nimeni, sub nicio formă. Da, mă rog, hai să nu intrăm în alte detalii. Dar trebuie să înțelegem asta. Sportul de masă în România este făcut din anii 90 până acum, este făcut de sporturile de luptă, federațiile de sporturi de luptă. Ne place, nu ne place, arte marțiale, sporturi de luptă, cum vreți să le spuneți, că sunt pe acolo, sunt diferite și sunt același lucru în același timp. Dar acolo se face sportul de masă. Asta e adevărul. Avem nevoie de lideri, asta cred că avem nevoie de educație. Și avem nevoie de lideri, avem nevoie de oameni care să ia atitudine și să facă lucruri, să Păi, au luat împingă. săracii atitudine. Au luat săracii atitudine, i-am văzut pe foarte mulți dintre ei, foarte, foarte mulți prieteni de-ai noștri, de-ai mei sau de-ai tăi, că poate unii dintre ei sunt prieteni doar cu mine sau doar cu tine, toți au încercat să facă niște lucruri, toți încearcă să obțină. Hai să vedem că se întâmplă lucrul respectiv. Hai să vedem, iar. Trebuie. Și până la urmă, ca să încheiem, sportul învinge corona, învinge virusul, învinge orice. Exact. De-aia trebuie să milităm pentru sport. Pentru sport, sportul egal sănătate. Exact, sportul Sportul mai ales. egal disciplină, sportul egal educație. Exact, și sportul de performanță este doar partea din vârf a sportului practicat de foarte puțini oameni, este ceea ce se vede, dar baza piramidei imensă este cea care trebuie să funcționeze. Și de asta mă bucur că și voi vă orientați din ce în ce mai mult către Omul de omul de rând, acasă, exact, care nu este obișnuit, sportiv țar. profesionist, exact. Da. Asta să fie mesajul nostru. Îți mulțumesc tare mult. Ne vom mai ne vom, Cu bine, drag. o să ne vedem și să vorbim despre alte lucruri care vor apărea pe viitor. Să facem câteva clipuri în care să vorbim doar despre jucării, să ne plimbăm printre jucării și să ne jucăm cu ele, pentru că abia acolo se trezește copilul din fiecare dintre noi. Mulțumesc tare mult! Uite, da. Bună, spune, voia să mai spui ceva. Iarăși, da, vreau să mi-a venit o idee și o să facem o ediție în care o să pun un GoPro ca un fel de Eagle Eye și o să mergem pe la noi prin depozit și o să facem un tur al depozitului Knockout în care luăm la întâmplare jucării de pe raft, echipamente și discutăm despre ele. Ce zici? Facem cu mare plăcere. Decât că trebuie să ajung la Timișoara. O putem face tot așa pe Skype, pur și simplu pun GoPro și pur și simplu merg prin depozitul nostru. Și Dar la alegere nu e nicio poți. bucurie. Și bucuria mea care este? Eu trebuie să vin acolo să le văd și eu cu tine, să filmăm împreună în depozit. Abia O să acolo fac este așa. bucuria adevărată. Acolo e bucuria adevărată. Ar fi o onoare pentru noi să te Și avem în sfârșit pentru mine ar fi. aici Și la noi pentru la mine. sediu, la noi. De-abia aștept Ok. să ne vedem. Ai grijă de tine, să ne auzim cu bine și multă baftă! Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc Alex pentru tot ceea ce faci pentru noi și un ultim mesaj, continuați să faceți sport. Ascultați-l pe Paul, că are dreptate.